După aceste dezvăluiri a mele la Unimedia, în cadrul acelei emisiuni care au vrut să mă pune greas pe mine acum seara, Jurnal TV, s-a început un scandal imens intern. Acel jurnalist despre care planează suspiciuni că a luat 10.000 de euro ca să facă o comandă politică murdară în privința mea cu niște mesaje trucate, mai nu a fost dat afară de acolo. Jurnal TV de atunci n-a făcut niciodată nicio reacție la acest aspect, fiindcă au înțeles că într-adevăr au fost trași într-o cursă. Ce credeți că s-a întâmplat mai departe? Așa cum v-a venit dumneavoastră mesajul ăsta acum, Renat Gheorghevici a dublat suma și din informațiile mele care au venit și urmează să fie verificate, planează suspiciuni că i-au plătit 20.000 de euro la RISE deja. Și urmează RISE-ul să facă o investigație săptămâna viitoare pe aceleași mesaje pe care jurnalul n-a vrut să le dea deja, că au înțeles că sunt niște mesaje fake. Eu aștept cu nerăbdare deja investigația de la RISE și mă gândesc că dacă RISE o să refuză, Renat Gheorghevici, gătește-vă 40.000 de euro, trebuie să dai la altă televiziune care totuși o să vrea să dea murdăria asta care au făcut-o doi foști polițiști, unul din care a falsificat mesajele, dar fiind dat afară de mine pentru încălcarea disciplinii. Boștovoi este o persoană care a comis mai multe infracțiuni, inclusiv a furat la greu și a dilapidat bugetul întreprinderii unde a fost și cei 8 ani de pușcărie care a stat, puțin a stat, luând în considerație că proprietarilor pe care el i-a furat la greu, le-au fost jele de el. Asta e unul la mână. Doi, Maiduc. Maiduc este o persoană care a venit în Ministerul de Interne cu mari aere, a revenit în Ministerul de Interne cu mari aere ca să primească gradul de general și mai să nu fie viceministru de interne. Această persoană, fiind șeful securității interne, a fabricat mai multe dosare penale și a încercat să acopere mai multe crime. Eu sunt conducătorul subdiviziunii care pentru prima dată în istorie a făcut percheziții în direcția Securitatea Internă a Ministerului de Interne. Direcția, spun pentru telespectatori, direcția Securitatea Internă este direcția care trebuie să se ocupe cu polițiști. Ei acționau ca anii 90 ca bandiți acolo. Eu le-am documentat toate activitățile lor criminale și le-am făcut percheziții la dânșii în birouri și am relevat toate crimele pe care le-au comis. Maiduc nu a trecut nici 24 de ore și lui fostul ministru de interne de atunci i-au permis să plece, fiindcă erau vecini și erau prieteni. Altfel, Maiduc, cel care a vrea să facă dezvăluiri, trebuie să șadă la pușcărie. Și cred că nu-i târziu dacă el își aduce aminte de asta. Întrebarea e simplă. Au scos un infractor care a delapidat sute de mii de dolari de la o companie unde a lucrat, pe care l-am atras la răspundere penală, și a scos la rampă o persoană care trebuie să stea la pușcărie, dar numai că era vecin cu ministru, i-a permis repede să se elibereze de Ministerul de Interne. Și înregistrarea audio ce? Și astăzi au ieșit. Probabil, nu m-am uitat acolo, probabil înregistrarea audio este din cauza penală când a avut loc documentarea acestor cazuri și la finele urmăririi penale, procurorul dea posibilitatea la persoanele vizate, chiar dacă este bănuit sau învinuit, să facă cunoștință cu toate materialele și să facă și copii la materiale. Atât. Okay. Eu tot nu pot spune mai multe întrebări pentru că nu am urmărit emisiunea. Eu am mai multe răspunsuri decât întrebări. Și aceste două persoane, care este Maiduc și Boștovoi, plânge pușcăria după dânși. Și îmi pare rău că se lasă folosit la anii ăștia și trebuie să mai răscolim prin arhive, să vedem de ce acești oameni se prind la libertate. Mi-a venit recent o informație care este pe rol de verificare că acest turist a plătit o sumă de 10.000 de euro unui jurnalist de la televiziunea Jurnal TV, căruia i-a dat niște screenshot-uri făcute niște doi colegi de lui. Și apropo, Renat, salut! Eu știu cine din colegii tăi au făcut screenshot-uri la telefoanele cele care le-ați falsificat voi și le-ați dat la acest jurnalist la pachet cu cei 10.000 de euro. Au făcut niște screenshot-uri la niște mesaje, s-au scris între dânșii și au pus numele meu, a cuiva, încă nu știu cui, au făcut screenshot-uri între ei, au făcut asta, că chipurile au fotografiat de pe telefon meu sau a cuiva, încă mă înflăresc când mă gândesc la chestiuni de astea. Din informațiile pe care mi le-au livrat mie cineva și urmează să le verific, este că jurnalistul tot a înțeles că e cam fake treaba asta citată și că ei propuneau 5.000 de euro de dată. Și pe urmă i-au dat 10 și au spus că neapărat voi face cea mai tare investigație care o să o facem praf pe Cafcăliuc. Eu aștept investigații, v-ați lipsit screenshot-uri. Tare aștept. Și nu uitați că cu voi se întâmple neabisnimea în fapt.